Așa a început, într-una din zilele când fierbinți, când reci ale acestei veri, periplul nostru transilvan în căutarea comorii din Tilișca. Treceam prin văile altădată păzite de străjerii lui Vlaicu Vodă, contemplând imagini pastorale, cu rezonanțe de baladă și fără teamă de gestul teatral, poate chiar murmurând Miorița, cât o mai știam, poezia din care fiecare român, cum bine zicea cineva, este dator să cunoască măcar câteva versuri. Acest reportaj, filmat de George Dănăilă și montat de Cătălina Bucur, nu și-a propus doar să zugrăvească pitorescul locurilor, de altfel memorabil, și nici să continue căutarea arheologilor, deși tentația exista. Pe noi ne interesează tilișcanii, ciobani dintotdeauna, chiar mai înainte de a fi existat faimosul scaun de săliște. Ne pasionau cele auzite despre felul de a judeca la obștei, prețuirea pe care o aveau pentru bogățiile etice și morale. Spuneam la început că am pornit în căutarea comorii din Tilișca, mai exact a comorii din oameni. Bogățiile morale, etice, sunt mai presus decât orice. Până oare este impresionant să afli ce prețuire dau oamenii dragostei, familiei, copiilor. Dacă veți ajunge la Tilișca și veți vedea asemenea inițiale pe case, să știți că ele au o semnificație profundă și evocă tot dragostea. Oamenii nu mai trec conform tradiției pe fațade doar numele soțului care a zidit casa și a soției, dând acestea cinstirea ce îi se cuvine. Nu este doar o formulă de respect, ci mult mai mult. Primarul Ion Hașegan ne-a întrebat pe noi, cei din echipa de filmare, nu odată, ce ne-a impresionat mai ales aici la Tilișca. Cadrul acesta natural deosebit, oamenii, tradiția, portul acesta frumos din mărginimea Sibiului. Noi însă vă spuneam și atunci și acum. Cred că mai ales oamenii și mai ales aceste valori etice pe care le-am găsit la ei. Argumentele sunt multiple, eu v-aș ruga să ne serviți câteva și mai ales cele câteva legate de viața omului, de dragoste, dacă vreți, de căsnicie. Într-adevăr, consider că dumneavoastră ați luat esența din tot ce poate să vă ofere această splendidă zonă a mărginimii Sibiului, din care face parte și comuna noastră Tilișca. Pe acești oameni, încă de mult și astăzi mai ales, îi caracterizează în primul rând omenia, dragostea față de locurile natale, față de familie, față de cei dragi și în mod deosebit stabilitatea acestor familii. Divorțuri există? Foarte puține. Pot să vă spun că în ultimii 5 sau 6 ani nu am înregistrat decât unul sau două cazuri de divorț, când într-adevăr a venit sentință pentru desfacerea căsătoriilor respective. Mă bucur că îmi puneți această întrebare pentru faptul că mai înainte, acum vreo un an, doi, la un moment dat am fost sesizat de cetățenii din comună că mai multe familii, unii căsătoriți de 15-20 de ani cu copii, alții căsătoriți mai recent, care pentru niște neînțelegeri, pentru niște lucruri de mai mică importanță, totuși au destrămat această familie, s-au supărat, soțiile au plecat la părinții lor, soții au plecat de acasă și au abandonat aceste familii și cu tot ceea ce am întreprins noi la nivelul comunei, Comisia de Omenie, cadre de care răspundem de această treabă și care trebuie să facem aceasta, nu am reușit să împăcăm mulți din ei. Am căutat prilejul ca, cu ocazia unei sărbători mai deosebite, să convocăm toată obștea satului pentru a discuta cu ei niște probleme care ne interesau și la urmă am pus în fața judecății obștei, în fața judecății satului, aceste cazuri, scoțând în relief pe aceste persoane care, pentru niște neînțelegeri, că viața nu e întotdeauna frumoasă, are și necazurile ei, are și greutățile ei.
dar ea este plăcută și omul trebuie să învingă aceste greutăți. Și atunci când am pus în fața oamenilor să judece aceste fapte, vă spun sincer, am rămas uluiți de felul cum au reacționat consătenilor, neamurile lor, toată obștea comunei și dimineața când am venit la primărie, mi s-a spus că toate aceste familii s-au împăcat în fapt. Și nu avem la această dată niciun caz în comună pe care noi, Comisia de Omenie sau obștea satului, să nu fi putut rezolva. Iată, Tilișca nu mai este de mult un sat de cioban preocupat doar de păstorit, de oi și de munte. Tilișca își iubește portul, știind că frumusețile lui trebuie transmise urmașilor. Tilișca își gândește prezentul și viitorul în sincronism cu pulsul țării. Gospodarii văd deja satul de mâine, modern, urbanizat. Și încă ceva care pe noi ne-a impresionat acolo sus la munte, tocmai la Rod. Ciobanii au inaugurat un mic muzeu de artă contemporană. Da, este o adevărată galerie plastică pe care pictorul și graficianul Vasile Dobrean a socotit nimerit să o permanentizeze aici. Aici, în vârful muntelui. Cei care sunt pasionați de legendele cu comori, venind la Tilișca, vor avea șansa de a descoperi încă una. Oamenii. Oamenii cu munca și idealurile lor, oamenii și bogăția lor spirituală. Aceasta este adevărata comoară de la Tilișca.